vindecatul de cancer și multe alte boli, slavă lui Dumnezeu. Erau niște situații destul de grele și mă plimbam prin sufragerie, prin casă. Și am zis, Doamne, asta fie că e ziua unde se va încheia și slujirea mea, se va pune punct la toate lucrurile. Nu cred că mai este soluție pentru situația în care sunt astăzi. Nu cred că se mai poate face ceva. Și vă spun că cântările pe care le-am scris și poezii care le-am făcut în cele mai grele situații din viața noastră. Și dau slavă lui Dumnezeu pentru că am trecut pe acolo. Pentru că cea mai frumoasă cântare, cântarea aia de pe patul de spital, vă spun. Avem o cântare și probabil mai facem cântând chiar acum, după ce am să spun asta. O să cântăm cântarea asta scrisă pe patul de spital. Și nu-i cel mai fain, decât de acolo să lucrez. Ascultați-mă. Soția, de acolo îți dai seama ce valoare are și copiii care sunt în tine. Și m-a primat prin casă și am zis, o terminat. Gata, Doamne. Dar mă gândeam, la ce vă spune copiii mei? Nu m-au văzut niciodată abătând, nu m-au văzut niciodată trist în biserică, n-am intrat niciodată soțiile noastre când eram în misiune, se uitau la noi și știau problemele care aveam. O să mă, nu vin să cred, dar cum puteți să mă ridicați? Sunt atâta, nu știu, dragoste și îndrăzneală în lume, nici noi nu le dăm seama. Dar nu se gândeam la un care se dea că atunci când e slab. Mă, atunci poți să fii tare. Când scoși tu pieptul afară și spui, a, lui, ascultați-mă, aici nu este nici iudeu, nici grec, nici rob, nici slobă, nici barbar, nici schimb. Dacă sunt aici cu astfel de oameni și cu legitimate și așa mai departe, vă spun Hristos și după ușa asta. Dar aici e Hristos totul și în tot. Și atunci când e Hristos totul, e suficient în adunare. Și m-am întrebat prin casă și am zis, mi-a luat un pic să scriu. Și am scris așa. Ziua cea mai grea vieții, când parcă toate s-au blocat și omenește pentru mine, nu mai credeam să fiu salvat. Mi-am spus atunci ce se va zice, că eu pe unde am ajuns. Am susținut cu fermitate că nu mă va lăsa Iisus. Am dus atâta mărturie de vindecări din casa mea, de mari probleme rezolvate de harul și iubirea sa. Dar ce vă spune când copiii mă vor vedea dezamăgit și când întreaga mărturie ca ceața ea s-a risipit, s-a căzut într-un ochi. Și am început să plâng și am zis, s-a terminat, Doamne. Și am înțeles cum copiii mă, ce se întâmplă, Doamne, cu mine? Și în momentul ăla mi-a vorbit Duhul Sfânt și o să-ți ia pixul și încheie poezia asta. Încheie așa. Și plângând cu lacrimi în ochi am scris, da, sunt la capătul puterii. Dar vreau cu ultimul efort să strig, să audă, toți să știe. Căci Dumnezeu i-a mea tărie și ar să ies biruitor. M-am ridicat în picioare și într-o jumătate de oră am primit un telefon și toate lucrurile au rezolvat. Aleluia! Nu știu unde ești în seara. Poate un certificat medical și spui s-o terminat cu mine. Și te duci în stânga și în dreapta și vezi copiii și rămân singur, rămân fără mine. Nu e adevărat. Nu e adevărat, nu o să rămână, pentru că seara asta Iisus cel înviat de ei. Iisus Hristos este Domnul, e nici în seara asta. În seara asta, dacă Dumnezeu ne spune, nu se ceară un lucru, coboară din cer lucrul acela. Și în seara asta, Domnul nu are nimic nevoie de sfringă, nici de bisturiu. El cheamă lucrurile care sunt, vin în fața lui, pentru că Iisus este Domnul. El se atinge de tine. Are cineva nevoie de atingerea lui Dumnezeu? Are cineva nevoie de vindecare în seara asta? Aleluia! Ascultați-a pe cântări. Adesea ui ce nume port. Adesea umbli cu întristare. Și sunt atât de frământat. Mă las cuprins de îngrijorare. Dar strig destul, îmi ridic ochii, sunt fiul celui canalt. Am fost săpatâna lui Mame. Cu Dumnezeu îi spăl mă fac. Nu mă mai uit cu neputință la muntele din fața mea. Ci ochii îi ridic spre cerul, căci Domnul e tăria mea. Da, El e în cer, dar este în mine. Prin Duhul Sfânt ce mi l-a dat. De asta știți, nu mai am frică, cu Dumnezeu s-ar zidul înalt. Aleluia, preamăriță pe Domnul! Când de multe au la ziduri în fața noastră și aș face sigur să-l sar, ne dăm cu capul de, eu știu, de tabac, ne dăm cu capul de tocul la ușă și spunem s-a terminat. Nu, ascultă-mă! E simplu! E simplu! Ce-a pus Dumnezeu în tine, ce-a pus Hristos în tine, este mai tare decât orice forță Întunericului. Am dat putere și stăpânire peste toți dracii, spune Biblia. I-am pus în picioarele voastre, sunteți viitori prin Iisus Hristos. Și seara să știi că nu tu
ești ceva, dar tu ești purtător de Dumnezeu. Tu ai un Dumnezeu în tine care te ridică peste problema ta. Și zic că Iisus îți atingă de fiecare dintre noi. Vedem această cântare, după care vrem să ne mai rugăm încă o dată. Și chiar dacă noi, în seara asta, poate, nu știu, vom încheia slujba noastră sau slujirea noastră. Nu știu ce va fi, vă spun sincer. Dar știu că Iisus e aici. E cineva în clipe grele, e cineva în momente speciale, dificile. În seara asta, dacă te cobori înainte de Dumnezeu, spune cântarea, hai vină lângă mine, pleacă de jos. Vreau să vorbesc cu tine, dar Doamne, sunt un om păcătos. Ce greu e în suferință, ce greu e în cuptor. Dar El știe de toate. El a încercat să-ți vine în ajutor. Știe Domnul că ești acolo pe bancă, știe că ești pe ultima bancă, știe Domnul de numele tău, știe Domnul de firele de păr care ți-au rămas pe pieri azi dimineață. Știe Domnul totul. Și în seara asta ascultă-mă bine, pentru că ești aici. Vreau și eu cred în toată inima că Dumnezeu are un plan special pe tine. Și Dumnezeu să se atingă chiar în timpul cântării. Și Domnul să aducă eliberare și vindecare. Boală sufletească, boală trupească. Fie ca Dumnezeu să o atingă în seara. Hai să cântăm și Domnul să dea biruință. Amin. Aleluia! Ești bine la Doamne! Mulțumim cu Duhul Sfânt care este în seara asta la lucru. În seara ta, Doamne! În clipele grele din viață, în clipele de suferință, în clipe fără speranță, am stricat către cel ce dă viață. În clipele grele din viață, în clipele de suferință, în clipe fără speranță, am strigat către cel ce dă viață. Hai vino lângă mine, apleacă de jos, vreau să vorbesc cu tine. Sunt un om păcătos, hai vino lângă mine. El încercări îți vine în ajutor. Ce greu este în suferință, ce greu este în cutor, dar El le știe pe toate. El încercări îți vine în ajutor. Ai vino lângă mine, jos. Vreau să vorbesc cu tine. Sunt un om păcătos. Hai vino lângă mine. Apleacă de jos. Vreau să vorbesc cu tine. Sunt un om păcătos. Când l-am simțit lângă mine, un sosor duios, mi-a șoptit cu o iubire, vreau să vorbesc cu tine, eu sunt Hristos. Când l-am simțit lângă mine, un sosor duios, mi-a șoptit o iubire, vreau să mă ating de tine, eu sunt Hristos.
Aici în adunare care are nevoie de iertare. Oh, aleluia!